În această seară veți putea urmări un caz care întrece orice imaginație. Un apel la 112 efectuat de un bărbat din Târgu Mureș i-a făcut pe polițiști să creadă că au de-a face cu o glumă. Macabră, ce-i drept. Ajunși la fața locului, anchetatorii au fost puși în fața crudei realități. Două femei au găsit o soluție criminală pentru a scăpa, spuneau ele, de un chin care dura de ani de zile. Un caz halucinant care arată încă o dată că furia și dușmania acumulate în ani de tăcere duc spre planuri diabolice. Bună ziua! Te duci în gunoiul ăsta la pădure. Da. Nu știu câine astea, că am agitat, dar ce aveți acolo? Un cadavru. În jurul amiezii a fost o sesizare prin 112, privind la faptul că într-un cartier situat oarecum la periferia orașului, o persoană ce în acel moment își plimba câinele a surprins două persoane de sex feminin timp ce transportau cu un tomberon cadavrul unei alte persoane. Sesizarea mi s-a părut ciudată și am rămas așa un pic frapați de acest lucru, nu ne venea crede și trebuie să mergem să verificăm în primul rând. Ați crezut că e vorba de o glumă? De o glumă, de o interpretare greșită, sau de o seminte, sau de orice altceva. Și mai avusesem o sesizare în același cartier cu privire la un presupus cadavru găsit în tomberon, într-un alt tomberon, dar de fapt acolo pur și simplu a fost o saltea aruncată. Era undeva la liziera pădurii, de pe strada Hunedoara din municipiul Târgu Mureș. Acolo se afla martorul care a sesizat, una dintre autoare, și tomberonul în cauză. În tomberon era cadavrul victimei, așezat cumva în poziția ghemuit, cu capul în jos și picioarele poziționate în sus. Am izolat perimetrul pentru că erau foarte vizibile urme de încălțăminte, precum și urmele lăsate de cele două roți ale tomberonului. Prima dată am fixat și am ridicat acele urme de încălțăminte. Unde au fost găsite femeile respective? Femeile respective au urcat tomberonul pe acest drum. Undeva aici au încercat să meargă în partea stângă. Dar acel bărbat de care v-am povestit și mai devreme era împreună cu câinele în zonă. În momentul în care... Cum a reacționat câinele? Câinele s-a deplasat spre tomberon și a început să latre. În acel moment, cele două femei au fugit. Bărbatul a reușit să prindă pe femeia mai în vârstă. S-au deplasat amândoi la tomberon, iar femeia i-a explicat faptul că în tomberon se află o persoană moartă. I-a explicat și cum a ajuns acea persoană acolo? Nu, detaliile acestea nu le-a oferit. Deschide capacul! Deschide capacul! Era vorba de o femeie de aproximativ 70 de ani ce locuia în zonă. La început, persoana respectivă a ezitat, nu a dorit să deschidă tomberonul, însă cel nu l-a deschis și în momentul ăla martorul nostru a fost surprins să vadă și el că în tomberon se afla un cadavru. Ce m-a frapat a fost faptul că ea nu a avut deloc remușcări. Era afectată de ceea ce se întâmplase? Nu, absolut deloc. Că acel bărbat a căzut în baie și s-a lovit la cap, nu au făcut nimic. A, deci ea a susținut această ipoteză. A susținut ipoteza ei. Concluzia medicului legist, moarte violentă, prin lovire cu un loc
obiect tăietor înțepător. Erau lovituri de topor, precum și două urme tot așa de înțepare de spicare pe abdomen. Acel cadavru totuși era foarte greu. Cum au procedat ca să poată să urnească acel tomberon? Au transportat ambele tomberonul, una împingând și cealaltă trăgând. Se vedeau urmele tomberonului pe acest drum? Da, da, da. Tot drumul era plin de urmele roților tomberonului. Semn că se transporta ceva foarte greu. Foarte greu, exact. Noi am urmărit cele două urme lăsate de roțile tomberonului, care au condus la blocul respectiv, unde domicilia autoarea. Într-o garsonieră din acest bloc s-au petrecut scene cutremurătoare, scene derulate chiar sub privirile îngrozite ale unui copil de doar 8 ani. Două femei, mamă și fiică, au decis să-și facă dreptate. O dreptate contrară legii și moralei creștine, dar, în opinia lor, necesară și normală. Ajunși la locul respectiv, până și anchetatorii au fost șocați, în mod special, de imaginile macabre descoperite în locuința groazei. În holul blocului unde victima și făptuitoarea locuiau, a fost surprinsă și reținută de colegi la biroul de ordine publică până la sosirea echipei operative. Ea locuiește chiar în prima sau a doua garsonieră. Da, este aici. Prima ușă în partea dreaptă. Haideți să intrăm puțin. Trecând la examinarea garsonierei, în primul rând în baie am găsit foarte multe urme de sânge. Ce ne-a frapat era dezordinea totală care exista în locuință. Strop de sânge, urme de sânge pe pereți, pe covor, pe diferite obiecte în textile. În momentul când am mutat patul aflat în garsonieră, am găsit toporul respectiv, care prezenta urme de sânge pe el. Era o mizerie crasă, în condiții, pot spune, chiar insalubre. Hainele, obiectele casnic, de uz casnic, absolut toate erau într-o dezordine totală. S-au găsit sticle de alcool, atât pline cât și goale, aruncate prin cameră, prin încăpere, ei fiind cunoscuți ca și consumatori de băuturi alcoolice. Dar acolo locuia și un copil de 8 ani. Da, da. L-ați văzut? Nu. Deci noi când am ajuns la fața locului, nu am mai găsit copilul acolo. Era la vecini. Era la vecini. Patru oameni într-o garsonieră, o mizerie de nedescris, posibil consum de alcool, nimic în regulă. Promiscuitate, lipsă de perspective, o viață care se duce de la o zi la alta, un copil care nu vede decât violență, violență astăzi, violență mâine, dintr-o parte, din partea cealaltă, toate acestea nu puteau să aibă un final fericit. Spuneți-mi ce s-a întâmplat, nu, Petru. A căzut în baie și s-a lovit. Gândiți-vă mai bine, sufrageria e plină de sânge peste tot. Atâta știu. Ce s-a întâmplat, doamne? Am scăpat de chin. Asta s-a întâmplat. Și nu. Nu-mi pare rău. A primit ce merita. Dacă nu l-o omoram eu, mă omora el. Zece ani de chin. Zece. Reacția a fost ceva de genul, am oprit chinul. Nu mai suporta bătăile, nu mai suporta practic chinul la care a fost supusă de el. A recunoscut din prima clipă, de altfel și pe îmbrăcămintea ei încă erau urmele crimei. Avea pete de sânge pe îmbrăcăminte, pe încălțăminte.
Dă-mă muzica aia mai încet, că mă uși la un film. Taci, păi, în gură. Dau una de zbut dinții. În cine dai tu, bă, bețivule, bă? Eu bețiv. Da-mă tu! Erau undeva de 10 ani împreună, avea o fată de 8 ani. Ți-mi nenorocit! Bă, cine faci, bă, bețiv? Două tâmpite, culpa dreacu. Și tu și măta! Certurile au existat chiar de la începutul relației, fiind depuse și vreo două plângeri de către femeie la poliție, dar ulterior și-a retras plângerile, pentru amenințare și pentru lovire. Două curbele, dracu! Ce urlați, mă, așa? Doarme ce? Copilul ăla! Nu mai poți să beau omul liniștit! Bețivu naibicei! Te omor, mă! Te omor, mă, bețivu naibicei! De mine nu scapi, înțeles! Te omor, mă! Te omor, firea dracu de nenorocit! Cei doi nu au fost căsătoriți niciodată. Deși existau numeroase certuri între ei, au continuat să-l locuiască și împreună, deși bărbatul venea destul de rar pe acasă. Te omor, nenorocitule! Te omor, bețiv ordinar! Ești un bețiv și un nenorocit, am să te omor! Puh! A solicitat ordin de protecție, a renunțat la el. De ce oare? În dinamica acestor relații conflictuale, de foarte multe ori femeia are curajul și vine și se adresează instituțiilor de aplicare a legii. Dar, din păcate, după un anumit interval de timp, ea este obligată să se întoarcă acasă. Acasă, soțul uneori îi promite că nu mai face, alteori o amenință să meargă să-și retragă acea plângere, pentru că altfel urmează un calvar și mai intens decât cel pe care l-a trăit până la depunerea plângerilor. Iar s-a îmbătat ăsta. Păi ce știi altceva? Eu nu știu de ce nu-l lași. Că și așa bea ca un porc, n-aduce nimic în casă, un ban, nimic n-aduce, nu face nimic în casă. De ce nu-l lași? Auzi, mamă? Ia uite aici. Multe nu mai înghit eu, să știi. Crezi că o fi amenințat-o și cu represalii împotriva copilului? În mod cert. Lasă-l pe bețivul ăsta. Mă întorc eu. Hai! Asemenea, agresori folosesc orice mijloc și orice persoană pentru a face presiuni asupra victimelor agresiunilor. Și în această formă de presiune pot folosi copilul, pot folosi rudele, cum ar fi mama acestei inculpate în cazul nostru, pe oricine, pentru că ei vor, în continuare, să aibă obiectul agresiunilor la dispoziție. Să dețină controlul. Absolut. Fă, adu-te băut! Nu mă aude nimeni? Ele dracu de putori, trebuie să-mi iau eu singur. Cine erau cele două femei, mamă și fiică? Cele două femei erau două femei oarecum simple. Amândouă lucrau ca femei de serviciu la blocul, la asociația de proprietari din zonă și își creșteau după posibilități fiica de 8 ani. Uneori împreună și cu concubinul. Ele erau obișnuite să facă acea curățenie la bloc. Cum se împacă acea meserie pe care și-o folosit-o, că tomberonul era la îndemână, cu mizeria din casă? El făcea acea activitate din nevoia de a câștiga ceva bani. Nu avea nicio legătură cu nevoia de curățenie, cu nevoia de a întreține un spațiu curat. Nu. Ele desfășurau o activitate remunerată și de cele mai multe ori fără niște standarde foarte înaintate.
ție și pe copiii ăștia, mă. Ia uite și tu. Deci că i-a făcut mă, da, cu servitor. Care era sursa de venit a lui? El muncea cu ziua, zilier. Mai ajuta diferite persoane la diferite activități. Avea și bani pentru băutură. Da. Hai că mai avem scara asta și terminăm. Atunci am adus-o adu-o tombe lungă. Așa. Această femeie a fost supusă în repetate rânduri și cumva aproape zilnic la abuzuri de natură fizică, la abuzuri de natură emoțională, la abuzuri de natură verbală. Și pe cale de consecință, încet, încet, în mintea acestei femei, încolțește nevoia de eliberare, nevoia de a schimba modul de viață, de a face ceva. De ce uneori în mintea unor asemenea persoane apare nevoia de a ucide? Aceasta este o întrebare ceva mai complicată. Studiind cumva evoluția femeilor care sunt abuzate, uitându-ne în urmă, constatăm de cele mai multe ori că ele provin din niște familii în care abuzul fizic, emoțional, verbal, este o regulă. De altfel, am întâlnit bunică care spunea fiicei, lasă că ai băiat bun, mamă, că nu te bate. În familiile în care nivelul intelectual este scăzut, consumul de alcool este mare, se întâmplă de cele mai multe ori ca femeia să fie un obiect al agresiunilor. Și ea nu poate să plece. Ce face aia mică? O fi mâncat ceva? Nu știu că a fost singură toată ziua. Mai bine vezi ce face. Odată, pentru că modelul familial o ține cumva captivă și, în al doilea rând, consideră că nu are unde să plece, pentru că în afară de acel spațiu familial, acea mică casă, ea nu are nimic. Și atunci unde să plece în contextul în care mai există și un copil? Până când psihicul și persoana respectivă cedează și ajunge la ideea că trebuie să schimbe în mod fundamental viața. De regulă, aceste femei, într-un număr foarte mic, părăsesc domiciliul. Într-un număr foarte mare, acceptă până când agresorul nu mai are putința să le lovească sau până când dispare natural. O mică parte dintre ele se hotărăsc să se răzbune și să oprească acest ciclu al agresivității. Dacă n-aș fi eu să strâng, nu știu ce s-ar alege de noi. Am rămas în urmă cu întreținerea datorii lui. O să știu chipul lui. Auzi, pune-mă și tu. Hai că știu că ai lucrat la Costică și ăla îți dă banii când termin munca. Știu că ai. De unde știi tu, făcă? De unde știi? Ia mai termină, că-ți dau una, dar nu te vezi. Nu te mai zmeori, că fii atâta. Pune-ți mâna și munciți mai mult dacă vreți să aveți bani. Trei putori. Agresiunea fizică generată de acest individ, unde putea să ducă? Păi tot la o agresiune fizică de o mai mare intensitate și dacă se putea să fie o agresiune care să rupă lanțul agresiunilor îndreptate împotriva ei. Adică una definitivă și irevocabilă. Așa trebuie dacă ai vrut bărbat. Ai vrut bărbat? Asta e. Am să mă duc la piață, am să iau un topor și dacă se mai atinge de mine, îi crăp capul! Am eu grijă, îl omor și-am terminat totul, că... A
Autoarea și-a calculat în amănunt pașii pe care, așa cum a declarat și la poliție, urma să-i facă pentru a scăpa de chin. Cu 2 săptămâni înainte de comiterea oribilei crime, a venit aici și și-a procurat un obiect care să o ajute să-și ducă la bun sfârșit planul diabolic. Ea era destul de des agresată fizic de către concubin și cumva înainte cu vreo 2 sau 3 săptămâni de data săvârșirii faptei, ea și-a procurat acest topor, după care l-a dus în interiorul imobilului și l-a ascuns într-un dulap cu haine. Crezi că autoarea s-a gândit și la alte variante prin care să-i suprime viața acestui om? Cred că nu s-a gândit foarte mult la alte variante. Hai mai repede că vine aia mică peste noi. Cred că prima variantă, cea a toporului, a unui obiect care taie foarte bine și care dintr-o singură lovitură o poate scăpa de toate problemele, a fost ideea pe care am îmbrățișat-o de îndată. Concubinul a venit undeva în jurul orei 9 acasă. Seara. Seara. Se afla sub influența băuturilor alcoolice ca de fiecare dată. Nu te fă și adu și mie un pahar. Din nou a agresat-o verbal de această dată pe concubină. Ia-ți-mă singur. Ce ai zis? Fă dacă nu... S-a constatat că era sub influența băuturilor alcoolice, atât ea cât și victima. Hotărăște, mă! Chem poliția! Tu ce vrei, mă? Hotărăște-te! Lasă-mă, mama, lasă-mă, pace! Fata pe spate acolo, lasă că mă descurc eu cu ăsta! Nenorocitul dragului, ce e? Lasă-mă, vezi tu! Lasă-mă, mamă, că-l rezolv eu ăsta. Tu, scârbă nenorocită, te omor! Vă omor, putor nenorocite! Amândouă vă omor! În locuință, în momentul care a avut loc crima, se afla făptuitoarea, mama sa, și fiica minoră, în vârstă la acel moment de 8 ani. S-a poziționat undeva în spatele lui, lateral, și a aplicat mai multe lovituri cu toporul în zona capului. Concubinul a căzut jos pe podea și acolo a continuat să lovească de mai multe ori cu toporul, atât în zona capului, cât și în zona gâtului. Lovituri au fost multe și de asemenea intensitate, încât a produs inclusiv detașarea parțială a craniului. În timpul acesta, fetița lor de 8 ani, unde era? Fetița se afla în casă. A asistat la toată scena din seara respectivă? Da, fetița a asistat. Cred că în acest caz a existat doar un moment potrivit. Iar autoarea nu a ținut cont de prezența copilului, fiind cumva canalizată de nevoia ei de a suprima viața și de a termina calvarul în care trăia. Nerealizând de fapt că va influența într-o manieră fundamentală viitorul copilului, care asistă la un act de agresiune definitivă al mamei asupra tatălui. Medicul legist a stabilit cam ce perioadă a agonizat victima? Undeva în jur de o oră sau două.
După primirea, lovitorilor. Cam atât a agonizat. Cam atât a agonizat, după care a survenit decesul. Femeia și-a premeditat lovitura. Și-a premeditat fapta. Dar nu s-a gândit la ce va face după. Tocmai de aceea, toate acțiunile de după faptă sunt cumva ilogice. Este evident pentru că în mintea ei exista un singur scop. Să îl omoare, să îl suprime. De-abia în momentul în care acest scop este realizat, de cele mai multe ori constatăm în asemenea tipuri de cazuri că autorul își pune problema ce fac eu cu cadavrul. Ce mă fac eu cu un cadavru în locuința mea? Trebuie să găsesc o soluție, să mă descotorosesc de el, pentru că altfel voi fi acuzat. Și apar acele probleme și acele nevoi de a îndepărta cadavrul din zona cobiterii omorului. Scăpa de Kim, gata. Și cu ce facem cu el? Ducem undeva. Unde? Undeva. Unde să-l ducem? Unde? Îl ducem la baie. Și tăiem bucățele, uite așa. Și băgăm în saci. Facem așa măruntâte în bucăți, îl punem în saci. Și pe urmă îl cărăm undeva. Că e prea greu să-l ducem întreg. Asta facem. Hai. Trebuie să-l ajuți. Hai cu mine, mama. Bucăți. Au dus cadavrul în baia garsonierei. Femeia a încercat cumva să-l depeseze, să depeseze cadavrul cu ajutorul unui topor. A încercat să-l taie din zona picioarelor, dar i s-a făcut și frică și a văzut că merge destul de greu toată operațiunea. Mamă, mamă! N-auzi? Strânge mâine. N-am putut să tai, nu se poate. O să strângi mâine. Auzi? Ce facem, mamă, cu el? Asta trebuia să știi de la început. Aoleu, n-am putut să taie. Auzi? Nu. Știi ce facem? Îl îngropăm în casă. Zicem că n-a venit și gata. Și cu ce săpăm? Ce zi să știi de la început? Ce săpăm? Nu se poate. De ceva noi trebuie să ne liniștim. E târziu. E trecut de lumezul. Nu ți-l las așa. Lasă așa și vedem mâine. În timpul nopții, cât cel agresat a fost dus în baie, cele două femei, știți cumva ce au făcut? În primul rând s-au gândit la un plan de a scăpa de cadavru, precum de a și ascunde urmele faptei. În dimineața zilei următoare, fiica a luat un cuțit de bucătărie și l-a împuns de două ori în zona abdomenului să verifice dacă într-adevăr este mort. L-a împuns cu cuțitul în zona pieptului pentru a vedea dacă mai trăiește sau nu. Și pentru a se asigura într-o oarecare formă că nu se va întoarce, chiar dacă lovitura pe care a aplicat-o părea să fie mortală. Este posibil ca frustrarea acumulată să nu se fi descărcat dintr-o singură lovitură, ci să fie nevoie de utilizarea mai multor instrumente pentru a se descărca furia și insatisfacțiile acumulate. Cele două, mamă și fiică, s-au deplasat la acest magazin cu materiale de construcție pentru a-și procura ustensile care să le ajute să-și ascundă odioasa faptă.
Trecuseră doar câteva ore de la momentul în care viața lor luase o întorsătură neașteptată. Două femei cu o viață aparent normală deveniseră peste noapte două infractoare periculoase. Și-a achiziționat o daltă, un ciocan și o lopată și un fierăstrău. Aici. Aici. Asta se mișcă. S-a întors la în interiorul imobilului, unde, undeva în colțul dreapta, a scos vreo 11 fragmente de parchet și a încercat să sape în ciment. Cele două locuiau la parterul blocului. Și a demontat parchetul locuinței, intenția ei fiind să ascundă cadavrul sub parchet, sub dușumea locuinței. Ea, locuind la parter, probabil își imagina că, săpând suficient, va da peste sol, va da peste pământ și va putea să ascundă cadavrul acolo și ulterior să ascundă și să remonteze parchetul. Ceea ce n-a putut, pentru că după ce a demontat parchetul, bineînțeles, a dat de laca de beton a blocului, acolo fiind un bloc cu mai multe etaje. Ele au încercat să ascundă fapta într-o boxă, respectiv ghenă de gunoi. Am găsit bucățile de parchet ridicate din locuință, precum și un covor care prezenta urme de sânge și alte obiecte care, la fel, prezentau urme de sânge. Ce ne spune despre ea și despre mama ei? Modalitatea în care au ales să scape de cadavru. Ne spune, în primul rând, că această femeie are un nivel intelectual scăzut. Pentru că nu știa cum să-l scoată din casă și cum să scape de el. În sus nu se putea duce că erau vecinii și varianta cea mai simplă este să caute undeva în pământ. Acolo unde, de regulă, se îngroapă cadavrele. Nu merge, e beton! Ți-am spus! Ce facem acum? Mă duc afară să văd, poate găsesc un tomberon gol. N-ai ce să faci, nu merge. Dacă prin absurd ar fi reușit să îngroape acel cadavru sub dușumea locuinței, cum crezi că ar fi trăit știind că acolo există un cadavru? Cred că ar fi trăit cumva fericite, pentru că ar fi avut un control asupra unui tiran care le-a chinuit aproape o viață și l-ar fi pomenit în fiecare zi, spunându-i că acolo unde este e foarte bine și ele sunt cumva fericite, controlând spațiul, că ăsta a fost elementul. El a vrut să-l bage într-un spațiu pe care el îl controla. A observat că este foarte greu să sape în ciment și atunci a luat hotărârea să-l transporte cu un tomberon în pădure. Tomberonul de unde l-au procurat? Din fața blocului. Cele două lucrau la curățenie în cartier. Deci era cumva obiectul muncii. Obiectul muncii, exact. Ne arată poziția celor două femei față de acel corp, un gunoi. Și probabil aveau nevoie de un mijloc de transport, cel mai simplu și cel mai la îndemână, și probabil cel care ar fi ridicat întrebări mai puține era un tomberon. Câți metri avem noi până la blocul unde a fost comisă crima? Ne aflăm la o distanță de aproximativ 150 de metri de imobilul unde s-a săvârșit fapta. Acest drum duce până în spatele blocului? Exact, face legătura între blocul unde a fost identificat tomberonul și imobilul unde locuiau cele două. Când operațiunea de ascundere a cadavrului în propria locuință a eșuat, autoarea a trecut la un alt plan. A tras câteva sute de metri tomberonul pe acest drum, nu tocmai ușor, destul de mare distanță până la locuința ei,
Se pare că furia femeii i-a dat puteri supranaturale care să o ajute la ascunderea grozăviei pe care tocmai o săvârșise. Au intrat în panică și nu le-a mai interesat că era ziua în amiaza mare, au băgat cadavrul în tomberon și au plecat cu el spre pădure. Panica este forma aceea de emoție care controlează cogniția. Lor nu le-a mai păsat, aveau doar un singur scop de a scăpa de cadavru. Prezența acestui cadavru genera în continuare o stare de panică. Am fost uimiți, mai ales de faptul că într-o după-amiază două femei transportau un cadavru în interiorul unui tomberon. Ați întrebat-o pe vreuna dintre ele în anchetă de ce nu au așteptat lăsarea întunericului? Am întrebat-o pe mamă, care a precizat faptul că s-au speriat foarte tare, n-au mai știut ce să facă și au luat o decizie pripită. Probabil că au vrut să-l arunce în vegetație aici undeva și exact, să scape de el. Să meargă pe principiul că va fi acoperit de zăpadă. Și probabil până în primăvară, când se topea zăpada, cadavrul nu putea fi găsit. Și sunt și animale sălbatice. Sunt și animale sălbatice și cel mai probabil și la asta s-au gândit că putea fi împrășteat, mușcat, mâncat de animale și ceea ce făcea... Identificarea anchetă, mult exact, mai grea. Mult mai grea. Dacă cu acel cadavru spre pădure nu și-au luat un hârleț, o sapă, o lopată, ceva, ce crezi că aveau de gând să facă? Nu cred că aveau de gând să se apuce să sape în ziua respectivă. În mintea celor două femei era nevoia de a scăpa de cadavrul din locuință. Pentru că după descărcarea adrenalinică determinată de săvârșirea acelei fapte, revine câmpul de conștiință care ne spune ce ai făcut, ce oroare ai făcut, cât de nenorocit ești. Ori toate aceste elemente tind cumva să te oblige să iei o măsură, uneori rapidă, negândită, nepremeditată de această dată, și cele două femei caută soluția cea mai simplă să se descotorosească de cadavru. La câteva ore de la descoperirea infracțiunii, fetița de 8 ani a intrat sub protecția autorităților în domeniu. Chiar dacă atunci când i-a fost asasinat tatăl și ulterior arestată mama, era prea mică pentru a realiza ororile la care a asistat, atunci când va înțelege acest lucru, nu îi va fi deloc ușor. Ce facem? Așa. Ce facem cu ea? Iei tu fata. O duci la vecină. Așa. Și am scăpat de o treabă. Fetița a fost dusă la vecină doar în momentul în care cele două s-au hotărât să-l transporte cu ajutorul tomberonului la în pădure. Și fete, unde putem să-l îngropăm? Bine. Fetița avea în jur de 8 ani, dar nu era dezvoltată psihosomatic la vârsta pe care o avea. Se vedea că are lipsă de educație. Fetița nu mergea la școală. A înțeles ceea ce a văzut? Nu. Nu. Din audiere s-a văzut clar că nu. N-a înțeles exact ce s-a întâmplat acolo. Ne-a povestit ce s-a întâmplat. Cu mama a luat toporul și a dat, dar n-a înțeles cât de gravă a fost situația. Până la o anumită vârstă, aceste evenimente tind să nu influențeze un minor la vârstă foarte fragedă din lipsa prizei de conștiință. Nu înțelege
consecințele asupra mamei, nu înțelege consecințele asupra propriei sale vieți, probabil fiind obișnuit cu acte de violență, pentru că mama era în permanent bătută, a considerat ca această acțiune ca o formă de reabilitare a mamei, de cumva de descărcare și de a scăpa de un tată agresiv. Ulterior însă, el va înțelege foarte clar ce s-a întâmplat. Este posibil să se întâmple ca el să preia din modelul educațional al tatălui, dacă cumva instituțiile de protecție nu vor avea grijă să-i educe formele de agresivitate. Pentru că s-a constatat că 80% din băieții care trăiesc în familii în care tatăl a fost agresor tind să perpetueze acest model de agresivitate. O parte dintre ei însă aleg exact modelul opus. Renunță în totalitate la agresivitate și caută alte modalități de comunicare în familie. Ea beneficiază, în momentul de față, de servicii de tip rezidențial. Este o casă de tip familial în care sunt ocrotiți mai mulți copii de către părinți sociali, de către instructori de educație. Fetița este înconjurată de alți copii, care sunt și grupe de frați, băieți și fete la oaltă. Este integrată școlar. În special îi place să deseneze, asta pot să vă spun. Colegii mei au descris-o ca pe un copil sociabil. Acum este în clasa a doua. La 10 ani în clasa a doua, a început mai târziu. Da, dar se descurcă destul de bine. A beneficiat de consiliere psihologică ca urmare a scenelor pe care ea le-a văzut? Să știți că la momentul acela ea nu conștientiza, să spunem, gravitatea lucrurilor. Pe parcurs, asta spun și studiile, pe parcurs încep să înțeleagă și să proceseze, practic, toate acele informații, sigur, dar ea beneficiază în continuare de consiliere psihologică. El, Greuceanu, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luă la drum, întorcându-se înapoi. Cred totuși că undeva până la vârsta de 14 ani, sau poate chiar mai târziu, când va conștientiza grozăvia și va conștientiza că tatăl său a fost un agresor permanent și că mama a găsit soluția de ieșire din relația agresivă prin uciderea tatălui, de-abia în momentul acela va simți cumva o formă de culpabilitate, să o numesc, o formă de vinovăție că aparține de această familie. Care a fost inițial pedeapsa primită de către autoare și care a fost pedeapsa pentru mama ei? Fiica a primit inițial detențiunea pe viață, dar în apel a primit doar 22 de ani, iar mama a primit în final un an cu suspendare pentru profanare de cadavre sau morminte. Care este părerea dumneavoastră față de atitudinea ei? Regreta? Era hotărâtă? Sau nu regreta ceea ce a făcut? Nu regreta, absolut deloc nu avea remușcări. Era foarte fermă în gândirea ei. Ea, considerând că a făcut un lucru bun și că a scăpat de el. Avea o viață grea cu el și a vrut să scape de el, pentru care a luat această decizie. Ce m-a frapat a fost faptul că ea nu a avut deloc remușcări cu privire la comiterea faptei. Din contră, a încercat să-și ia măsuri pentru a ascunde urmele. Era de o seninătate debordantă în unele momente ale investigațiilor. În urma expertizei s-a stabilit că autoarea era în deplinătatea facultăților mentale. Discernământul păstrat. Am convingerea că regretele, dacă ele există, sunt foarte mici și nu sunt în raport cu fapta, ci mai târziu vor fi în raport cu copilul, care pur și simplu a rămas singur. Și cu lipsa de libertate. Și cu lipsa de libertate.
Și aici ar fi doar parțial, pentru că am întâlnit foarte multe femei care mi-au spus: domnul doctor, eu acum sunt liberă, pentru că am scăpat de acel calvar. Ori, această idee de eliberare, de foarte multe ori, este mai mult mai importantă decât orice consecințe penale care pot apărea. Ancheta a fost relativ simplă în acest caz, pentru că mama și fiica au fost prinse pur și simplu în momentul în care transportau cadavrul. Chinul pe care tânăra l-a îndurat ani de zile alături de bărbatul care o abuza a justificat cumva urzirea planului diabolic prin care ea voia să scape de acest bărbat. Dar nimic nu poate justifica decizia de a lăsa un copil să vadă cum mama îi omoară tatăl cu toporul. Toporul pregătit special în acest scop. În anii care urmează vom vedea dacă acest copil va reuși să înțeleagă de ce este nevoit să trăiască departe de cei care i-au dat viață.